Azi 27 iunie, am venit pentru prima dată din 2019 în parc, în Turda. Vă arăt un pic din parc, copiii se joacă pe apă, pentru că e foarte cald. Cam puțină lume pe aici, dar totuși e frumos. Ăla nea din Bogata iară mă urmărește. Ăla cu tricicleta iară mă urmărește, nu știu. Dar tu ce mă tot urmărești, bă? A, bă. Tu ce mă tot urmărești? Nu-ți duce nimic. Cam așa e pe-n parc. E frumos. Soare. Umbră. Poate faina umbră, poate tremură un pic telefonul ca așa e prins pe suportul ăsta. Se mai norează, mai iasă soarele. Oameni, uite acolo parcul de joacă, acolo ne-ați foarte mulți copii. Este fântână arteziană cu geapa. Cei de la curățenie sunt în pauză. Aici puteți da cu triciclete. Am văzut ceva pe EMAG la 400 de lei. Ceva în genul ăla. Și cam asta e. Ce plinge copii. Sunt căsuțe. Ceasul e înainte cu 2 ore. Nu, 3 ore. Acum e 12:10. Și văd că ceasul arată 15, adică 3 după masa. Ei, aici sunt niște căsuțe pentru diferite evenimente. Văd că a dispărut scena. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, sper că nu a ajuns la fierbeți. Că era ceva pierd eu. Și păi bine și la soare. Deci cam așa e în 2019 în parcul municipal Turda, asta de lângă Arieș, nu știu cum se mai numește, dar e foarte, foarte fain pe aici. Acolo deja e ieșirea, văd că și aici la poartă era o tablă deasupra, și aia o dispărut. Bun, acum vă las că urmează să urc o pantă mare și asta e. Multă sănătate. Și este ora 16. Suntem tot prin parcul municipal Turda. E cald. E 2019. 27 iunie.
cald și frumos. E cald și soare, după Andrei de Bogata. Hai să-l lasă mare numai în față, așa să-l vedeți. Rău-i drumul. Parcă de anul trecut s-a stricat și mai tare.